Am auzit cântecul păsării unice de părintele Daniel Sandu Tudor. Dimineața, la ceasul rugăciunii, când pe ramuri stă încă proaspătă roa, am auzit lângă mine cântecul păsării unice. Iată, se înalță așa de minunat, așa de limpede și răsună în atâta ecou încât pare că lumea, marea și largă lume, toată îl ascultă. Firea toată îl aude și îi răspunde, îl aude și îl însoțește până sus de tot, la Dumnezeu. Privesc pe mlădița unei ramuri, într-o picătură limpede de rouă, și ascult cântecul de lumină al păsării. În liniștea lungă, a clipei acesteia atât de înalte, fără voie îmi închipui bucuria cerească, fără de voie o descoper acum în pacea stării de rugăciune la care mă aflu și care mă stăpânește de plin. O descoper nu ca o oprire și necare în simțire, nu ca o pierdere a uitării de sine în extaz și ca o ascuțime de înțeles trăit, limpede și curat. Ca o necurmată și nemărginită suire tot mai apropiată, tot mai crescută, la inima cea tainică și sfântă a Domnului.